Este un documentar despre cum Vlades ține mintea sub control în situații limită, despre cum face față halucinațiilor foarte puternice pe care le are. Și cred că asta se răsfrânge din mentalitatea pe care are în întreaga lui viață. E un tip de a gândi care îl ajută să treacă prin asta și să reușească să treacă prin asta cu succes. Să tragi după tine o sanie de 30 de kilograme timp de 600 și ceva de kilometri la minus 35 de grade Celsius. Să începi să vezi oamenii în loc de copaci sau șerpi în loc de crengi sau o mașină care se apropie de tine și îți spune: aici chinul tău se poate termina, urcă în mașină, oprește-te. De ce ți-ai face una ca asta? De ce să treci printr-un asemenea chin? Nu e mult mai simplu să te duci la un sponsor, să-i povestești despre Magic Camp și să-l convingi să se implice? Astea sunt întrebările pe care mi le-am pus eu atunci când Vlad Pop mi-a povestit despre faptul că vrea să alerge un ultramaraton. Dar apoi m-am gândit la copiii care trec prin experiența cancerului în Magic Camp. Și m-am gândit că ei sunt așa niște lecții pentru noi, așa niște exemple de putere și de curaj și de energie. Și ne uităm la ei ca la niște eroi. Dar știți ce? Uneori și ei se uită la adulți ca la niște supereroi. Pentru ei, Vlad e un exemplu. Îmi doresc foarte mult să-l văd pe Vlad Pop alergând la Cercul Polar. Mai tare de atât, îmi doresc să vă arăt și vouă eforturile pe care le face, limitele pe care le atinge și mai ales felul în care le acceptă sau și mai bine le depășește. Sunt sigur că avem ce învăța de la el absolut toți. Numai o motivație nobilă ca cea lui Vlad poate arunca pe cineva într-o cursă de 620 de kilometri la minus 10 de grade, iar acesta este un alt lucru pe care vreau să-l povestim în documentarul nostru de la Cercul Polar. Cred că ar fi tare mișto să avem un documentar despre experiența asta a unui om care a început la mai bine de 25 de ani să alerge pentru prima dată, mai spre 30 așa, și care a obținut performanță și acum face lucruri pe care, să vă spun, un om normal, un om care nu are o motivație foarte, foarte puternică, probabil că nici nu i-ar trece prin cap. E un film cât se poate de independent, adică e făcut cu bani de acasă de la noi și cu ajutorul vostru dacă vreți să ne ajutați.